Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Luminița Iordache, bun găsit în studioul Antena 3 Călăraș. Astăzi, alături de noi, îl avem invitat pe deputatul PSD, Sorin Vrăjitoru. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bun găsit și mulțumesc pentru invitație! Profit de ocazie, este prima mea emisiune în studioul Antena 3 și profit de această ocazie pentru a-i ura fostei noastre colege Eugenia Stănescu, să-i transmitem toate gândurile noastre bune și să-i urăm succes în tot ceea ce își propune. Eugenia a decis să se retragă după mai bine de 20 de ani de activitate, așa că la prima mea emisiune am profitat de ocazie pentru a-i transmite toate gândurile noastre. De asemenea și din partea mea. Revenim la discuția cu dumneavoastră. Să vorbim un pic despre investițiile ce vor fi făcute în perioada următoare în județul Călăraș. Da, sâmbătă la Călăraș a avut loc comitetul executiv la care a participat doamna prim-ministru Viorica Dăncilă alături de președintele executiv domnul Teodorović și secretarul general domnul Mihai Fifor. Întreaga conducere a partidului a fost astăzi sâmbătă prezentă la Călăraș, de asemenea conducerea partidului organizației noastre a fost prezentă, în care s-au discutat mai multe aspecte atât de vedere politic și cât și economic pentru județul nostru. Unul dintre subiectele abordate a fost legat cel de pasajul de la Drajna. Ce ne puteți spune despre acest obiectiv de investiții? Da, este un obiectiv de investiții la care eu țin foarte mult. Acest obiectiv este extrem de important atât pentru județul nostru, cât și județele învecinate. Pasajul de la Drajna, atât timp cât am intrat de când sunt în Parlamentul României, l-am promovat și am încercat să ducem cu celeritate toate etapele premergătoare desfășurării acestei investiții. Astăzi, când vorbim, a fost atribuit studiul de licitație. El are ca și termen, inițial a avut ca și termen 6 luni de zile, dar domnul ministru Cuc, în discuții cu firma care a câștigat acest studiu de fezabilitate, au ajuns de comun acord ca acest studiu să reducă la 3 luni de zile, deci ar trebui undeva la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, studiul de fezabilitate să fie gata, urmând ca pasajul de la Drajna pentru începerea lucrărilor trebuie să scoate la licitație și pus pe site. Din discuțiile care au avut loc sâmbătă cu doamna prim-ministru, avem garanția Guvernului României că acest pasaj se va face, și o spun cu subiect și predicat, acest pasaj se va face, că vor sau că nu vor alții sau că vor să ne întârzie. Mai mult decât atât, există prevederi legale în care se pot atribui bonusuri celor care câștigă licitația, astfel încât dacă din caietul de sarcini, dacă din executarea lucrărilor rezultă un termen de un an și jumătate ca acest pasaj să se facă, se poate cu un bonus financiar ca aceste lucrări să fie micșorate și astfel constructorul să poate să muncească zi și noapte, cum s-ar spune, astfel încât într-un termen rezonabil, și spun rezonabil, eu mă gândesc ca într-un an, un an și ceva de zile, acest pasaj să fie gata. Vor primi un bonus dacă lucrările vor fi efectuate înainte de termen? Înainte de termen. Am înțeles. Despre ce sumă vorbim? Ce sumă va fi investită? Suma, nu am cunoștință de suma, ea rezultă în urma terminului de fezabilitate. Acestui studiu de fezabilitate și crearea celui caiet de sarcini în vederea licitației. Ministrul Finanțelor, domnul Teodorović, a spus la Călăraș săptămâna trecută că va face tot ce este posibil, exact cum a spus și dumneavoastră, pentru a grăbi un pic ritmul, să se lucreze zi și noapte, astfel încât într-un timp mai scurt să fie gata pasajul de la Drajna. Știți prea bine că acolo sunt probleme, în perioada aceasta mai sunt și lucrări care sunt efectuate pe DN21, sunt blocaje. În ce perioadă? Eu știu, peste cât timp credeți dumneavoastră că noi călărășenii ne vom putea deplasa? Da. Acest pasaj, și poate că nu am fost credibil în momentul în care și la sediul PSD am făcut conferință de presă în luna martie și anul trecut am anunțat că am demarat acest proces cu acest pasaj de la Drajna și mi l-am luat ca și, dacă vreți să spuneți, un proiect personal de care mă țin și le promit călărășenilor că mă țin de acest pasaj și îl duc la bun sfârșit. Principalul obiectiv în mandatul dumneavoastră? Principalul meu obiectiv, cu toate că mai am câteva
proiecte care la fel țin foarte mult de ele și m-am ocupat de ele, dar prioritatea numărul unu este acest pasaj de la Drajna care ne face viața grea și a noua călărășenilor și a celor din Ialomița și a celor care vin din Moldova și se descarcă în acest, în acest nod rutier. Și poate că la momentul respectiv nu am fost credibil și poate că nici acum mulți călărășini nu cred. S-a trezit deputatul vrăjitorul să, cu pasajul lui de la Drajna și am primit multe comentarii, de fapt am primit și felicitări pentru acest obiectiv. Și pe bună dreptate, fiindcă 28 de ani nu s-a făcut nimic. Și trebuie să recunoaștem asta, să punem degetul pe rană, cum se spune, cum s-a făcut nimic. Am luat acest proiect. Nu putem peste noapte să-l ducem, să-l facem, să apuce de lucrări, fiindcă așa este procedura. Trebuie un studiu de prefezabilitate, fezabilitate și toate aceste studii legale și etape legale care trebuie să demarate durează. Dar acest pasaj, în opinia mea, și din ce am discutat și cu domnul ministru Cuc și cu specialiști, eu spun că undeva în luna aprilie, martie, aprilie, mai, anul viitor, cum se spune în termen popular, putem să băgăm gazmaua să înceapă lucrările la acest pasaj. El va începe de la nodul rutier de pe autostradă, cum dinspre, pe sensul de mers dinspre Călăraș spre Slobozia, se va construi un sens giratoriu aici la noi la Călăraș. Va merge pe partea stângă, paralel cu drumul cu DN21, va traversa calea ferată și se va descărca de asemenea într-un sens giratoriu la intrare în comuna Dragalina pe DN21 spre Slobozia. Dacă locuitorii Călărașului, să spunem că nu au avut încredere în cuvântul dumneavoastră, sâmbătă a venit confirmarea chiar din partea primului ministru, care a declarat că vor fi demarate lucrările la pasaj. Și în completare a venit și ministrul finanțelor, domnul Teodorovici, care la fel a venit... Am închis practic tot cercul exact, aici. Exact, deci avem promisiune din partea guvernului, deși dumneavoastră ați vorbit de mult timp despre acest obiectiv de investiții, acum vine și confirmarea din partea guvernului. Mai mult decât atât, doamna prim-ministru a creat la nivel guvernamental un departament al investițiilor care va urmări foile de parcurs a tuturor investițiilor în care atât Guvernul României dorește să le facă în perioada următoare și într-un termen foarte scurt și dacă se poate, cum am spus un pic mai devreme, scurtarea acestor termene și cei care câștigă licitațiile să-și asume aceste termene și să, dacă vor să câștige și ceva suplimentar, conform legii. Dacă el declară că face pasajul într-un an de zile și primește acel bonus, să ne facă în 6 luni de zile și noi nu ne supărăm. Am înțeles. Deci, în momentul de față, noi trebuie să așteptăm doar termene legale pentru procedura de licitație. Exact. Am înțeles. Care ar putea să fie undeva procedura de licitație dacă nu sunt celebrele contestații, că știți foarte bine că sunt celebrele contestații care se trezește unul peste noapte, că chiar dacă n-a participat la licitație, el se trezește că vrea să conteste. Dacă nu sunt celebrele contestații și lucrurile merg în mod normal, aceste termene încercăm cu celeritate să le scurtăm. Un obiectiv de investiție atât de important chiar poate fi întârziat luni de zile dacă cineva face contestație sau dacă are vreun interes să blocheze această lucrare. Banii sunt, acest pasaj în luna ianuarie când a fost bugetul de stat, eu în Parlament, în Comisia de Buget Finanțe, am fost acolo, am susținut acest pasaj în Comisia de Buget, el este trecut în bugetul Ministerului Transporturilor, este trecut la buget ca și investiții, deci avem totul este legal, decât că ne întârzie un pic aceste proceduri legale. Mai avem foarte puțin timp rămas. Vorbiți-ne un pic pe scurt despre proiectul privind portul turistic. Portul turistic este un alt proiect pe care l-am demarat, să spun așa, împreună cu un coleg consilier, încă de când eram consilier județean, a fost consilier județean 2 mandate aici la noi, la Călăraș. Este un obiectiv extrem de important din punct de vedere turistic pentru noi ca oraș și pentru noi ca țară, pot să spun. El acum, titularul de proiect este Consiliul Județean. Consiliul Județean, și îi felicit pe această cale, că se ocupă de toată bucătăria internă vis-a-vis de documentele care trebuiesc produse pentru acest proiect și știu că se lucrează. Chiar am avut o discuție un pic mai devreme cu președintele Consiliului Județean, domnul Vasile Iliuță, și mi-a dat garanții suplimentare că vor fi în termen cu
cu documentația, fiindcă i-am spus că există riscul ca noi, dacă nu ne ocupăm cu hârtiile și dacă nu, proiectul nu este gata și așa mai departe, există riscul să pierdem acești bani. Acești bani, astăzi când vorbim, sunt prinși printr-un credit de angajament la Ministerul Turismului. Vreau să-i mulțumesc pe această cale domnului ministru Trip și Guvernului României și doamnei prim-ministru, fiindcă au fost de acord ca această investiție să o facem aici la Călăraș, o investiție majoră pentru noi, pentru călărășeni. Este o investiție, și dacă nu mă înșel, este prima investiție guvernamentală în ultimii 28 de ani pentru noi, pentru Călăraș, pe acest segment de infrastructură. Despre acest subiect noi vom reveni într-o emisiune următoare. Vă mulțumim pentru prezența în studio. Vă mulțumesc și eu.